În această seară a avut loc recepția noului stadion Steaua. La eveniment au participat Ion Ștefan, ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, Ludovic Orban, prim-ministrul României, Nicușor Dan, noul primar al capitalei, fostul internațional Gică Popescu, Mădălin Hâncu, președintele clubului Steaua București, dar și George Goraru, noul manager al echipei de fotbal din Ghencea. Odată ce recepția a avut loc, stadionul va intra în perioada următoare în administrarea clubului Steaua București, pe el urmând a se disputa meciuri de fotbal și de rugby. Stadionul Steaua a renăscut precum Phoenix din cenușă și se prezintă într-o formă extrem de modernă, cu dotări extrem de actuale, cu un gazon despre care am înțeles că e un gazon hibrid care folosește o tehnică specială. În calitate de membru al generației de aur, acesta a fost templul fotbalului românesc în echipa națională și Steaua 86 a obținut cele mai importante performanțe sportive. Este important să investim în infrastructură sportivă pentru că o națiune nu poate fi sănătoasă decât dacă are infrastructură sportivă și este prin infrastructura sportivă o națiune sănătoasă. Stadionul are 31.254 de locuri, a costat aproximativ 95 de milioane de euro și va fi folosit și pentru antrenamentele echipelor naționale care vor evolua anul viitor la București în cadrul campionatului european de fotbal Euro 2020.